Suntem preocupați și noi ca și creștini și cred că tot mai mult vom fi preocupați de Comunitatea Europeană. Este totuși marea familie care ne-am dorit-o să fie a noastră de multă vreme. Suntem acolo și ne interesează ce se întâmplă în Europa și pe dimensiunea aceasta a familiei, ai vorbit de țările nordice, și pe alte lucruri care țin de structura Europei. Și în ultima vreme este o preocupare tot mai mare și în România și în întreaga Europa legată de posibilitatea ca Anglia să iasă afară din Comunitatea Europeană. Se pregătește un referendum în luna iunie. Noi trebuie să ne rugăm să fie voia Domnului, dar eventual un comentariu despre aceasta, după care revin și eu cu un scurt reportaj. Tind să cred că nu vor ieși. Tind să cred. Deși orice este posibil. Dacă totuși se va întâmpla că populația va vota pentru ieșire, n-am să știu să spun tot ce se va putea întâmpla după aceea. Da, sunt foarte multe lucruri. Mă gândesc numai la diaspora românească de acolo. Mulți dintre ei vor fi nevoiți să se întoarcă acasă. Mulți dintre ei care au acolo joburi, care deja au început să-și gândească un viitor acolo, un rost, vor avea probleme cu a rămâne. Nu va fi simplu nici pentru englezi. Mulți dintre ei lucrează în Uniunea Europeană, în diverse... Va fi interesant. La o conferință de rugăciune la care am participat, am întâlnit o mijlocitoare cu care suntem în bune relații și am întrebat-o cum să ne rugăm pentru această situație, pentru că ei chiar au cerut ajutor. Cred că mijlocitorii, oamenii de rugăciune din Anglia, își dau seama că este un moment important pentru destinul țării lor și poate ei în rugăciune au primit și lucruri care noi poate nu le înțelegem de aici, din Europa, primejdii, lucruri care îi așteaptă, fie dacă aleg rămânerea, fie dacă se desprind. Să urmărim pentru câteva minute pe Barbara Dingle din UK. So in June the 23rd, we have a referendum in the UK as to whether to stay as part of the European Union or to leave. And this is a very important decision. And for us Christians, we really all need to seek the Lord as to how to vote. I've got friends who say we must stay as part of Europe, and I've got friends who say we must come out. So I really think everyone needs to seek the Lord's will for themselves. I'm really praying the Lord's Prayer. May His kingdom come. May His will be done over this. It's a difficult decision. I think a lot of the business people I work with want to stay in Europe. I think particularly because they're unsure what will happen if we come out. How will the UK move forward? What will happen with regards to trade, etc.? A lot of politicians, David Cameron, the Prime Minister, George Osborne, the Chancellor of the Exchequer, also, they're both very keen for us to stay in as part of Europe. There are other politicians who say we must come out, mainly over the issue of sovereignty, so that we can make our own rules, our own laws, rather than be governed by Europe. A lot of Christians feel we should come out, because they said there are ungodly things about Europe, we need to stand alone under God. Whereas I know there are a lot of Christians who have a heart for Europe and pray for the countries of Europe. As we're part of Europe, Christian missionaries, for example, can leave the UK and they can go and live anywhere in Europe to take the gospel message, to evangelize Europe. That's very important. The consequences of leaving Europe could be vast. It could be the end of the United Kingdom, because Scotland could once again want a referendum. And Scotland and England could separate. Can't imagine where that would lead. So the unintended consequences of coming out of Europe could be enormous. The Queen is always above politics. So she's not really involved. We had, there was a referendum in Scotland last year, and I think just before the referendum, she said to somebody, you need to think very carefully about this. We are the United Kingdom, and I think the majority of people, apart from obviously the Scottish nationalists, think it's better we stay united. A fost Barbara Dingle cu o contribuție la realități și perspective. Ne îndemna Barbara să ne rugăm,
Se vor ruga și ei mult, să ne rugăm și noi, pentru că ar putea să fie, așa cum sugera ea, un fel de efect de domino, să însemne dezmembrarea, desprinderea lor, eventual chiar dezmembrarea lor și ruperea Scoției. Și cine știe ce repercusiune ar avea și asupra stabilității comunității europene? Lucrurile nu sunt încă tranșate. Și într-un fel și în altul pot fi și lucruri pozitive și lucruri negative, dar așa cum spunea această creștină din Anglia, odată acceptată ieșirea, la ei s-ar putea să însemne mai mult, s-ar putea să revină ideea separării Scoției și nu va duce pentru ei nimic bun, dar va afecta întreaga comunitate europeană. Desigur că sunt țări, entități care nu iubesc unitatea în Europa. Cu siguranță că o clătinare a Europei, chiar prin această primă desprindere a United Kingdom, Regatului Unit, ar fi poate un moment de bucurie. Oricum, alternativa care se vede la orizont nu este nici aia foarte fericită. Ridicarea în foarte multe țări a unor lideri populiști și a unor lideri extremiști, mulți dintre ei cu antenele atât de lungi că ajung până la Moscova, nu este deloc benefică pentru Europa. Oricum ar trebui să ne rugăm, măcar acest să fie îndemn, chiar dacă nu înțelegem toate detaliile. Sigur, ne rugăm și oricum Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și aici aș vrea să nu uităm, indiferent de ceea ce se întâmplă, chiar și cu asaltul împotriva familiei, chiar și cu aceste mișcări care au loc peste tot în Europa. Oricum, Europa a făcut niște gafe majore în ultimii ani. Acum, la anumite lucruri se revină. Trebuie să revină, trebuie să regândească dacă se mai poate. E cumplit.